dimineața, dragi prieteni pescari! Astăzi suntem la o nouă partidă de pescuit. Bine ați revenit pe canalul nostru, Amator de Pescuit. Cosmin și David vă salută astăzi. Suntem pe Balta la Moară, din Sălcile. Aceeași locație unde am avut acum două luni și un concurs aici. Începe partida de pescuit. Am montat echipamentul. Am sondat un pic. David deja s-a grăbit și a scos și primul pește. Nu rămâne altceva decât să pescuim. Astăzi, în partida mea, folosesc o lansetă de la Matrix, un Matrix Horizon X de clas. Mulineta este tot de la Matrix, este o mulinetă de 6000. Pescuiesc cu metod de 45 de grame. Am ales să pescuiesc la o distanță de 50 de metri. Am sondat mai devreme și am găsit un mic prag în față. Substratul este un pic semi-tare, ca să zic așa. Nu este nici mălos, dar nici foarte tare. David deja a prins 2 pești. Eu să încerc să caut peștele. O să pescuiesc treptat, în distanțe treptate. Astăzi peștii sunt cam ofturoși, probabil și vremea i-a dat un pic peste cap, răcirea asta bruscă, dar am avut două prezentări. Trag nădejde că or să mai fie. Luna care vine va mai fi aici un concurs pe această baltă. Până atunci ne mai antrenăm puțin. La ultima partidă de pescuit pe care am făcut-o aici, acum o lună și jumătate, două, nu mai știu exact, ca atunci când a fost concursul, am reușit să iau locul 1 aici, pe balta asta, cu cantitate de vreo 20 ceva de kilograme de pește. Majoritatea peștele pe care l-am prins au fost niște puiet de teni, între 300-400 de grame și 1 kilogram. Am pescuit special după ei atunci. Am folosit și o altă nadă. Ideea e că până acum nu am văzut niciun pui de ten. Să vedem ce va mai urma. David pescuiește și el la o lansetă lângă mine, la metod. El are vreo 3 sau 4 pești până acum prinși. El pescuiește în 30 de metri. Eu am schimbat acum. Am pescuit mai devreme în 50 de metri. Acum m-am mutat puțin mai departe, că am vrut să testez și malul celălalt. Acolo am avut două prezentări. Dar încă așteptăm. În noiembrie vom mai merge la un nou concurs. Un concurs de pescuit la feeder. O întâlnire de socializare cu o mică gustărică, cu prieteni noi. Uite și o trăsătură frumoasă în direct acum. Da? Nu pot că sunt în drill.
David arată și el una acum. Ce nervos e. Ăștia mici de obicei sunt așa nervoși. Dar a plecat frumos cu ea. Acum vine ușor. Nici nu zici că am pește. De obicei puietul de ten, când se apropie de mal, încep să o ia la... Da, când intră înaintaș, uite cum... Asta, sigur, e vreun pui de ten. Sau ciorta, nu. A, tot un ciorta, nu? Da, nevoios aici malul. E malul înalt. Da, ne descurcăm. Mașini țepat cu dorsala. Un ciortănel. A plecat destul de frumos cu ea. Mă așteptam la ceva mai mare, dar... Deocamdată... Doar ciortăneală de asta mică. Astăzi pescuim la ciortan. Rândul trecut am pescuit la ten. Da? Poate ori intra și ceva tenișori. Poate crab mai mare. O să încerc să fac și o selecție după ce intră peștele. Am niște pelete de la Bytec pe care o să le fac. Momentan pescuiesc cu nadă. După ce se face un pic patul de nadă, o să încep să duc ceva peletul pe acolo. Sincer, astăzi aș fi încercat și un pescuit la coșuleț. Numai că, datorită vântului, care mai devreme a bătut destul de tare, nu aveam cum să ajung la distanța asta. Oricum, și dacă aș fi pescuit la coșuleț, aș fi pescuit aici aproape, dar... Am zis să încerc prima dată la metod. După partida de la Dunăre, un pic melancolic, așa pot să zic că sunt. Pentru că e diferență mare, ce-i drept, între pescuitul pe apă sălbatică și pescuitul pe lacuri private. După o jumătate de oră a mai venit un pește. Când pleacă cu ea, zici că... editai peștele și când e să îl aduc, îl aduc ca pe un... Aha. Acum a opus și el un pic de rezistență. Până acum... Mai mare? Cred că
pe un pui de ten. Lasă, te rog, dă-te. Vrem și noi niște pești mai mari, dar, din păcate, momentan nu sunt. Cred că o să mă apuc să fac peletele. Ciortănic. Forfacul pe care îl folosesc astăzi este unul de 7 cm cu bandă elastică. Momeala este Utopia Krill & Shrimp. Bine, David, primul peștișor. Un ciortanel. Am mai avut niște ciortanel. Am mai ratat unul. Ai văzut că am scos-o. O frumusețe de ciortănel. Auzi acolo, tati. Ce? Auzi ce sunt astea. Ce e tot un ciortănel de la mică? Ușor. Oh, da, la-i. Da, măcar să fie ceva. E de la Rusia?
văzut și eu cum a tras. Eu nu știu cum s-a început. Prins peștișorul auriu. Mi-a zis să-i zic trei dorințe și să-i dau drum, că el o să le îndeplinească. Dăm drumul, să le liberăm. We'll be right back.